Vă invit cu respect să deschideți cuvântul Domnului. La Iremia, capitolul 12, voi citi de la versetele 14 la 17 un cuvânt care marchează și caracterizează spiritul epocii în care trăim, a timpului în care trăim și un cuvânt care va fi prezentat alături de multe alte pasaje biblice similare din Scriptură pentru această perspectivă profetică în 2010. Ieremia 12, de la 14 la 17. Să ascultăm cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul și fiți atenți la cât este de clar textul. Despre toți vecinii mei cei răi, care se ating de moștenirea pe care am dat-o poporului meu Israel. Iată, îi voi smulge din țara lor și voi smulge casa lui Iuda din mijlocul lor. Dar după ce îi voi smulge, voi avea iarăși milă de ei și îi voi aduce înapoi pe fiecare în moștenirea lui și pe fiecare în țara lui. Și dacă vor învăța căile poporului meu, dacă vor jura pe numele meu zicând, Viu este Domnul, cum au învățat pe poporul meu să jure pe bal, atunci vor fi fericiți în mijlocul poporului meu. Dar dacă nu vor asculta nimic, voi nimici cu desăvârșire pe un astfel de popor, îl voi nimici și îl voi pierde, zice Domnul. Amin. Iubiți și surori, Doamnelor și domnilor, la mulți ani, din nou, și Domnul Dumnezeu să fie pentru fiecare dintre dumneavoastră acea prezență vie și binecuvântată care să meargă înaintea dumneavoastră pe tot parcursul anului 2010 și până la capătul drumului. De câteva ore am încheiat anul 2009 și tot de atâtea ore am început anul 2010. Personal, pot să afirm cu certitudine că Domnul meu Isus Hristos a fost cu mine și casa mea nu numai în anul 2009, ci de când m-am născut și sunt sigur că va fi cu mine în continuare și casa mea. Sunt sigur că și tu ai o mărturie similară despre el. Ați auzit? pasajul pe care l-am citit. Este un cuvânt care ne introduce direct în situația profetică, politică, internațională. Este un cuvânt pe care Duhul Domnului l-a rostit prin profetul Ieremia atunci când a zis sunt mânios, Domnul a spus, nu Ieremia, sunt mânios pe vecinii mei cei răi. A se înțelege popoarele arabe din jurul lui Israel. De ce? Care se ating de moștenirea pe care am dat-o poporului meu Israel. Și Domnul face o promisiune și spune, am să mă răzbun pe ele și apoi rămășița care va rămâne, acesta este esența acestui pasaj, va locui în mijlocul lui Israel, dacă va învăța să asculte de legea mea dacă nu va învăța să asculte, va fi nimicită orice grupare etnică din jur cu desăvârșie. Sună foarte radical, foarte exclusivist cuvântul Domnului, el trebuie privit și înțeles exact așa cum este scris. Pentru cei care urmăresc profețiile biblice, am putut să observăm un obicei pe care diavolul îl are prin slujitorii săi și el personal, în preajma marelor evenimente iudeo-creștine, cum sunt nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Deci anul care abia s-a încheiat, în preajma acestor sărbători în care am intrat, n-a fost lipsit de astfel de evenimente. Un terorist islamic, foarte ingenios, în rău, a vrut să explodeze un avion al companiei Northwest, care zbura de la Amsterdam la Detroit. Chiar în ziua de Crăciun. Planul lui a fost zădărnicit. Frăși domnilor și domnilor, adevărul este acesta. Că lumea noastră, lumea în care trăim, este o lume bântuită de crize, de tot felul. Terorismul, și aș vrea să subliniați acest lucru, terorismul, chiar dacă administrația americană Obama a încercat să-l scoată din terminologia ei politică, terorismul este maladia politico-religioasă a timpului în care noi trăim. Întrebarea pe care toți o avem la începutul anului este aceasta. Oare ce se va întâmpla în anul în care am intrat? Care vor fi evenimentele profetico-politice la care să privim cu mai multă atenție? Cercetând Scriptura din diferite unghiuri, ca să pot să o cunosc mai bine și să pot să stau în fața dumneavoastră documentat și inspirat, am găsit pentru introducere câteva aspecte interesante din înțelepciunea rabinică, deci din înțelepciunea evreilor, despre interpretarea Scripturii. Comentatorii rabini ai Sfintelor Scripturi afirmă că Tora, sau cele cinci cărți ale lui Moise, cuprind planul lui Dumnezeu pentru istoria omului în care ne găsim de la Adam încoace. Deci, Cuvântul din cele cinci cărțele lui Moise, spun rabinii evrei, cuprind acest plan al lui Dumnezeu de la Adam până la sfârșit. Cum Biblia este num numerotată acum în versete, rabinii iudaici au ajuns la concluzia că fiecare verset, dacă îl cercetează cineva cu atenție, poate să corespundă profetic anului, în care ne găsim în momentul respectiv, din Tora. De exemplu, versetul 5708, în Tora, în primele cinci cărțele lui Moise, corespunde cu anul 5708 în calendarul iudaic sau cu anul 1948 în calendarul nostru, Iulian sau Gregorian. Interesant este de observat conținutul versetului 5708, deci pentru anul 1948, din Deuteronom 35. Și acest cuvânt, uitați-vă și pe ecran, spune în felul următor. Domnul Dumnezeul tău, uitați-vă pe ecran, că îl vedeți mai repede, te va duce în țara pe care o stăpâneau părinții tăi și o vei stăpâni. Îți va face bine. Și te vei înmulți mai mult decât părinții tăi. Deci acesta este versetul 5708. Este anul 5708 în gândirea iudaică, cum numără ei ani. Este anul 1948 în terminologia gregoriană. Așa se numește calendarul nostru. Iulian, după Iulius Cezar și apoi, pentru că este readaptat după Papa Grigorie, este calendarul gregorian. Ați observat conținutul versetului? În anul 1948, Israel a intrat din nou în făgăduința pe care Dumnezeu a făcut-o lui Avraam, Isaac și Iacob. Exact după ceea ce interpretează rabinii. Încă un exemplu. Să ne uităm la versetul 5760 din Tora, care corespunde cu anul 5760 în anul în calendarul iudaic sau cu anul 2000 în calendarul nostru. Și acest pasaj, în traducerea modernă, Cornilescu spune așa. Aduți aminte de zilele de demult. Socotește ani din generație în generație. În tradiția rabinică, expresia zilele de demult se referă la cele șase zile ale creației. Iar expresia din generație în generație se referă la cei șase mii de ani de zile a istoriei omenirii. Așa cum spune Psalmul 90 cu 4. Căci înaintea ta, o mie de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte. Sau 2 Petru 3 cu 8. Dar preibiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani și o mie de ani sunt ca o zi. De aceea, rabinii spun să ne aducem aminte de zilele creației, pentru că zilele creației, cele șase zilele creației, se vor repeta după șase mii de istorie, cât o zi profetică, o mie de ani, vom intra în odignă, cum a intrat Dumnezeu, adică în mileniu, în împărăția mesianică. Dar hai să vedem ce spune înțelepciunea rabinică pentru anul 2010, pentru că mă gândesc că vă interesează anul 2010, nu? Din această interp interpretare rabinică, din această perspectivă. Așadar, suntem în anul iudaic 5770, astăzi. Sau versetul din Tora al Deuteronomului 32 cu 17. Deuteronom 32 cu 17 unde citim următorul. Au adus gerfe demonilor care nu sunt Dumnezei. Și aș vrea să -ți fiți cu atenție ce spune versetul acesta. Unor Dumnezei pe care nu i-a cunoscut, unora noi de curând veniți, de care părinții voștri nu s-au temut. Am citit traducerea modernă. Posibilitatea profetică pe care rabinii o învederează aici și pe care, de fapt, acest verset din Deuteronom o spune pentru anul 2010, s-ar putea să fie una cu implicații mondiale și cu, referire strictă la zilele lui Noie, frași și doamnelor și domnilor. Apostolul Pavel scria lui Timotei și spunea în 2 Timotei 3 cu 1 Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Iar în 1 Timotei 4 cu 1 cuvântul Domnului spune dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhurile înșelătoare și de învățăturile dracilor. Ce spune acest verset pentru anul 2010 după interpretarea rabinică? Că intrăm într-un an, deci după ei, că intrăm într-un an în care este o reactualizare despre o învățătură despre Dumnezei noi, de curând veniți. Ce poate să însemneze aceasta? Între 12 și 14 februarie 2008, 30 de state ale lumii s-au adunat la ONU într-o sesiune specială, dar o sesiune strict secretă, cu ușile închise, datorită sensibilității subiectului pe care l-au dezbătut. Subiectul pe care ONU l-a dezbătut, deci între 12 și 14 februarie 2008, a fost următorul. Statele lumii să fie mai deschise, guvernele statelor, să fie mai deschise către populația pe care o reprezintă și să pună la dispoziția populației țărilor de care aparțin, din care aparțin toate informațiile secrete pe care guvernele țărilor le au în legătură cu OZN-urile, cu extraterestri cu viața de pe alte planete. Ați auzit bine? Ce? 30 de state au participat la această ședință ONU cu ușile închise, 30 de state și două dintre ele s-au conformat imediat. Anglia și Franța. Anglia și Franța. În august 2009, Guvernul Angliei a pus pe internet, acum le găsiți pe internet, toate informațiile care au fost considerate secrete până acum, pe care guvernul englez le-a avut din anul 1981 până în 1996 cu privire la contactele guvernului cu extraterestri. De asemenea, pe site-ul de internet din octombrie 21 2009, site-ul numit examiner.com. Cum auziți? Examiner.com. Examiner.com. Doctorul Michael Salia a afirmat următoarele că administrația americană Obama a avut mai multe discuții cu ușile închise cu persoane din serviciile secrete despre publicarea în Statele Unite a informațiilor guvernului american despre viața de pe alte planete, de asemenea să pună la dispoziția publicului documente deținute de guvernul american în această direcție. Vaticanul a anunțat de asemenea, după această ședință ONU, că în anul acesta va publica. documentele pe care Vaticanul le deține în legătură cu viața de pe alte planete și cu legăturile Vaticanului cu extraterestri. Ce spunea versetul pentru 2010? Că vor aduce jertfă unor Dumnezei noi, de curând veniți. Aș vrea să vă spun, frașesorul doamne și domnilor, că nu sunt așa de noi, dar la factorul la care vom asista este următorul o nouă invazie demonică, ca în timpul lui Noe. Pentru că Iisus Hristos a spus, să știți că în vremurile din urmă vor fi ca în timpul lui Noe. Și care au fost vremurile din timpul lui Noe? Satana a dat drumul unei, unui număr mare, necunoscut, de îngeri căzuți. Aceștia și-au părăsit starea lor inițială, spune Sfânta Scriptură, au fost intim cu fetele oamenilor și din această intimitate a rezultat o generație de oameni pervertită în structura ei genetică, în ADN sau DNA în limba engleză, acidul dezoxiribonucleic, care este codul omului, cu scopul să împiedice nașterea Domnului nostru Iisus Hristos pe pământ o invazie nouă va fi în preajma venirii Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că cel rău vrea să distragă lumea și să-i dea o preocupare pseudoștiințifică. Și lumea este preocupată, este fascinată de, de uh, viața extraterestră, de lumea de dincolo. Îi dă o preocupare pseudoștiințifică Că este viață în altă parte, nu cumva lumea să fie atentă și să fie vechiatoare în aceste zile din urmă că venirea Domnului nostru Iisus Hristos este așa de aproape. Și în anul 2009 de fapt a început uh, această uh, demonstrație demonică, pentru că uitați ce spune în anul 2009, suntem în Deuteronom 32, versetul 16. L-au la gelozie prin Dumnezei străini, l-au mâniat prin urăciuni. Până aici rabinii în interpretarea lor au fost corecți. Au fost corecți. Recomandarea mea este să punem la inimă gândurile acestea pentru că sunt profunde, sunt interesante și ele privesc timpurile noastre. Nu vedeți preocuparea lumii de astăzi pentru supranatural, preocuparea Hollywoodului au și făcut deja un film despre sfârșitul lumii, 2012, nu? După profețiile Maia, la 21 decembrie 2012 este sfârșitul lumii. Pentru că în profețiile Maia se spune și în scrierile lor că la 21 decembrie 2012 se va întâmpla un fenomen pe care abia acum cu această tehnică și matematică și astronomie computerizată au reușit să-l să găsească. Întrebarea este de unde au știut vrăjitorii mai lucrurile acestea. Au avut contacte cu ozeneuri, cu oameni de pe alte planete, adică mi-au să citiți cu demoni. Cu demoni. Repet, cu demoni. Nu este viață pe alte planete. Cu demoni. Și au descoperit fără calculator, fără busolă, ca să știe câmpul magnetic al Pământului, fără să știe direcțiile, punctele cardinale, că tot din 5665 de ani Pământul, cum se rotește, ajunge odată cu soarele, tot așa, rotund la 6000 de ani, odată cu soarele, pe aceeași linie, în același punct, și Pământul, întâi soarele, apoi Pământul, se alinează cu centrul galaxiei. Și în centrul galaxiei este Ceea ce acum astronomii confirmă, o gaură neagră. Sunt stele mari care au explodat și, datorită exploziei, acum ele sunt, așa zise, o masă de neutroni. Este atât de densă masa aceasta de neutroni, încât nici lumina nu poate să treacă prin ea. Problema este aceasta. Dacă soarele și pământul se leniază cu uh, centru galaxiei pentru câteva secunde sau câteva minute, în 2000, 21 decembrie 2012, se pot întâmpla perturbări pe pământ. Să nu credeți că este sfârșitul lumii. Că dacă Domnul Iisus Hristos a spus că despre ziua aceea nu știe nimeni, nu credeți că știu vrăjitorii mai. Deci să nu vă speriați. Să nu vă speriați. nici nu dați bani la Haleu să-și facă profit acolo. Bine, face mai la colecta la biserică. Ok? okay? Să nu trebuie să tremurați de lucrul acesta, vă spun, deci perturbări climatologice se pot întâmpla, explozii vulcanice se pot întâmpla, erupții vulcanice, de asemenea uragane puternice. Pentru că, de ce spune fratele Google lucrul acesta? Pentru simplu fapt, noi trăim aici la marginea mării. Dute seara, spuneți familiei si să vă fac o invitație, dar nu la toți odată, și mergeți cu ei la ocean. <laughs> mergeți cu el la ocean. Și veți vedea când iese luna, când iese luna, uh, la un moment dat mă vezi că oceanul începe să se ridice și dă peste, dă peste mal. Aceasta este ceea ce se numește flux. Pentru că luna are putere de atracție. Smulge apa din ocean. Și apoi când luna își schimbă unghiul față de pământ, oceanul se duce înapoi la loc. Este refluxul. Flux și reflux. Cu siguranță, că se pot întâmpla mari cataclism la 21 decembrie 2012, pentru că Pământul și Soarele vor sta alineați cu centrul galaxiei, nu? cu această gaură neagră, cu această steap care are o forță de atracție extraordinară de puternică și atunci, cum am spus, tsunami se pot întâmpla, uragane, furtuni, dar vom trăi și vom vedea. Esența este aceasta. Trăim timpurile acelea când în ceea ce se numește astăzi New Age Movement. New Age Movement. Este o preocupare, preocupare intensă cu demonismul, cu viața de pe altă planete, cu ozeneuri, cu extraterestri. Guvernele țărilor au fost în contact cu aceste ființe, pentru că ele tot timpul au făcut legături cu pământul, cu și demon, mă înțelegeți dumneavoastră, așa, și Multă tehnică de care noi dispunem astăzi, de fapt, este rezultatul acestor contacte. Veți citi și veți auzi. Citiți acum ceea ce v-am spus despre uh, cuvântul lui Dumnezeu uh, în legătură cu uh, aceste revelații și mai ales pe care le-a făcut guvernul uh, Angliei. Și contactele acestea cu lumea demonică, cu lumea spirituală, cu îngerii căzuți, sunt contacte care au care duc la degenerarea uh, morală a omului. La degenerarea morală a omului. Pentru că am să vă citesc lucrul acesta și am să vă spun un lucru care nu vreau să, să ofenseze pe cineva. Însă adevărul trebuie să spus așa cum este. Vă spun cu dragoste ce ce sunt printre în această, uh, în această patimă, în, această, uh, în, acest lucru scârbos despre care îmi să amintesc acum, uh, vă spun pentru că vă iubesc sufletul și vreau să vă mântuiți. Și dumneavoastră care sunteți probabil de departe sau unde, oriunde să fi, cu smerenie vorbesc, nu vorbesc cu mândrie, nu vorbesc cu aroganță, vorbesc ca un om al lui Dumnezeu. Oricine ai fi și oricât de inteligent îi pretinde că în contacte sau în lucrurile acestea. Ia vino și ascultă ce spun acum. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, spune cuvântul Domnului, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, fiți atenți, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Spune Iuda 7. 6. Și acum 7. Uitați cum, cum, cum continuă Iuda 7. Tot așa. Sodoma și Gomora. Tot așa ca cine. Ca versetul de dinainte. Când este această expresie, acest adverb. Tot așa. Deci, în același fel. Este cu referire la ce s-a spus imediat înainte, întotdeauna, în orice limbă, în orice cultură, în orice civilizație. i auzit din nou pe Iuda. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari puși în lanțuri veșnice, în întuneric pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa, Sodoma și Gomora și celelalte de prin prejur, din prejurul lor, care se dedusere și ele la curvie, au poftit după trupul altuia. Tot așa, de unde este homosexualismul? De deci acesta este punctul pe care vreau să-l spun este de origine demonică. Este de origine demonică. Nu este natural ca îngerii să căsătorească, nici să poftească, să aibă intimitate cu fii oamenilor. Este nenatural. După cum este nenatural ca o femeie să poftească altă femeie și un bărbat al bărbat. Cuvântul Domnului spune tot așa cum au făcut îngerii aceștia pe care Dumnezeu i-a pus în lanțuri, așa au făcut Sodoma și Gomora. Pentru că originea homosexualismului este demonică. Este demonică. În vremea lui Noe, și în vremea lui Lot, aceasta era practica. Efortul guvernului mondiale, care este astăzi? Să legifereze căsătorii homosexuale. Apostol Pavel spune, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri de șarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fărit că sunt înțelepți și au nebunit. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase. Deci pentru că se cred înțelepți și nu vor să se plece la cuvântul lui Dumnezeu. Căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții. Au să vor parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, în conștiința lor. Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Sună greu să auzi așa ceva. Sună ca o judecată, nu din partea lui Dumnezeu? Dragul meu, trebuie să te păcălești. Nici o administrație, nici un guvern. Nu trebuie să legifereze. Astfel de practici. Terorismul și sfârșitul lui, cum afirmam la începutul mesajului meu profetic, cea mai mare plagă a omenirii contemporane este terorismul. Este terorismul. Chiar dacă vrem să-l scoatem din vocabularul politic, terorismul este viu și este activ. Și ceea ce o să vă spun în acest studiu, în acest mesaj profetic, o să vă luminez, rănăvăjduiesc și o să vă deschidă mintea, să pricepe mai bine ce spune Dumnezeu despre terorism și care este revelația cuvântului Domnului despre terorism. În primul rând, rădăcinele terorismului și autorii lui. Orientul Mijlociu este centrul de foc de unde se generează cu accelerație Evenimente, evenimentele zilelor de pe urmă. Domnul Dumnezeu a făcut un legământ necondiționat cu Avram, potrivit Geneza 12 cu 13, ca în el și în urmașii săi prin Isaac, Geneza 21 cu 12, nu prin Ismael, Geneza 21 cu 10 la 14. Deci un legământ cu Avram, Isaac și Iacob, ca să binecuvinteze toate familiile sau neamurile pământului. În termeni moderne am putea spune că formula de practicare a relațiilor internaționale sau politice este garantată de atitudinea poporilor față de urmașii lui Avram, primisac și Iacob. Nu vedeți dumneavoastră că problema cea mai mare la ora actuală, pe lângă terorism, este antisemitismul? Relațiile internaționale, Dumnezeu a pus să fie condiționate de atitudinea individuală și a poporilor față de poporul evreu. Geneza 12 cu 3. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta. Și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Apoi 27 cu 29 geneza. Să-ți fie supuse norade. Și neamuri să se închine înaintea ta. Să fii stăpânul fraților tăi. Și fii mame tale să se închine înaintea ta, înaintea lui Iacob, lui Israel. Blestemați să fie oricine te va blestema și binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta. Ismael, fratele lui Isaac, este exclus din această ecuație. La fel este exclus Esau sau Edom, fratele geamăn, dar mai mare, al lui Iacob. Această excludere a lui Ismael și a lui Edom nu este un capriciu divin, frașesuror, doamnelor și domnilor. Nu este un capriciu divin. Și această excludere a lor din acest legământ, care să garanteze relațiile internaționale între popoare, se datorează a cel puțin doi factori. Primul, dreptul lui Dumnezeu de a face tot ce vrea în cer și pe pământ. Dreptul lui Dumnezeu de a face tot ce vrea în cer și pe pământ. Daniel 2 cu 21, Psalmul 75, versetele 4 la 16, Psalmul 135 cu 6. Și al doilea argument, este precunoașterea lui Dumnezeu. Nu predestinație, precunoaștere. În baza acestei precunoașteri, adică el știe sfârșitul unui lucru înainte ca lucrul să existe și știe alegerea unei persoane înainte ca persoana să se nască. Dacă vreți, citiți aceste pasaje biblice, Isaia 44, 6 la 7, 41 cu 21, 48 cu 3, Geneza 18 18 la 19. În baza acestei precunoașteri, Dumnezeu a văzut că Ismael și Edom sau Esau nu vor alege să slujească Dumnezeului tatălui lor, lui Avram, lui Isaac. Și atunci s-a întâmplat un lucru și aș vrea să înțelegi în contextul. Când Avram a cooperat cu soția sa, Sara, ca să aibă un fiu, l-au născut pe Ismael din concubina Hagar, egipteanca. Geneza 16, 1 la 6. Hagar care se pare că avea o oarecare vechime deja în casa lui Avram, fiind roaba lui Sara, a știut, fiți atenți, a știut experiențele lui Avram cu Dumnezeu. Hagar a știut că Dumnezeu i-a promis Domnului ei, stăpânului ei, practic, lui Avram, că Avram va fi capul unui popor care în final popor va ajunge capul întregului pământ. Și când Sara n-a putut să aibă fii și după procedura timpului o concubină putea să fie dată de soția soțului ca să fie, să rămână însărcinată și să nască pe genunchii ei și apoi copilul să fie al familiei respective, când Hagar a văzut că Sara nu poate să nască și a rămas însărcinată știind că Avram este, va fi capul întregului pământ prin Israel, bineînțeles mai târziu, Hagar, când a rămas însărcinată, a disprețuit pe Sara și a zis, ha, domnul, stăpânul meu o să ajungă de aici încolo domnul meu, pentru că o să, o să, respingă pe Sara și eu împreună cu, a, cu, Avram o să fiu capul întregului pământ. De ce a disprețuit pe Sara? Sara a observat locul acesta și Dumnezeu i-a spus lui Avram, de drumul lui Hagar, pentru că în, în Isaac, citiți Geneza 21 cu 12, 21 cu 12, vreau să-l puneți pe ecran dacă l-aveți acolo, uh, numai în Isaac va fi uh, legământul meu uh, și făgăduința mea. Uitați-vă ce scrie acolo. Dar Dumnezeu a zis lui Avram să nu te măgnești de cuvintele acestea din plicina copilului și din plicina roabei tale. Fă sare tot ce se cere, adică să izgonească pe Hagar cu Ismael. Căci numai, numai din Isaac, va ieși o sămânță care va purta cu adevărat numele tău. Deci, trebuie știut aceste adevăruri. Pe de altă parte, știm că Esau sau, sau Edom și-a vândut dreptul de întâi născut. Și după ce și-a vândut dreptul de întâi născut, um, el s-a mângat cu această convingere. Într-o zi îl voi omorâ pe Isaac. Așa spune cuvântul Domnului că el se mângâia gândindu-se că îl va omorâ pe Isaac. Pe de altă parte, egiptenii, nordul Egiptului, care se numeau Hagareniți din Hagar, la rândul lor nu au uitat faptul că Israel a fost rob în Egipt, nu au uitat cele 10 plăci cu care Dumnezeu a lovit Egiptul și nu au uitat că Israel a ieșit din robia egipteană. Acum, memoriile acestea, ismaelite, și din Ismael se, trag, se trage populația arabă și ei locuiesc Arabia Saudită de astăzi din Edom, am să vă spun cine este Edom în, în aceste zile și o să fiți surprinși așa, ca să înțelegi în contextul uh, profet în care noi trăim uh, și apoi din uh, Hagarenit, din Egipteni, care au fost loviți cu plăgi, nu? Au memoriile acestea, de aceea terorismul are rădăcini adânci în istorie 4.000 de ani 4.000 de ani dar în, în aceste trei Ismaeliți, Edomiți și Hagareniți. Arabia Saudită, Egiptul și Edomiți. Edomiții sunt cei mai proeminenți. Deci hai să vedem despre proeminența Edomiților în planul profetic. Situația fără precedent în istoria omenirii din punct de vedere al relațiilor internaționale se datorează în cea mai mare parte edomiților. Dar cine sunt Edomiții? Ca urmaș lui Esau sau Edom, ei s-au așezat, deci puțină istorie, în ținutul Seirului sau sudul Iordaniei de azi. Deci în sudul Iordaniei de azi. Orașele Teman, Teman, Boțra, Petra și Sela au fost fortărețele lor cele mai puternice. După deportarea lui Iuda în Babilon, în anul 586 înainte de Hristos, Edomiții au început să se așeze în sudul lui Israel, ocupând Hebronul. Apoi, după moartea lui Alexandru cel Mare, al Greciei, tribul arab al Nabateilor i-au izgonit pe restul Edomiților din Petra și aceștia s-au așezat definitiv în sudul lui Israel sub denumirea grecească de Idumeia. Idumeia. Deci Edomiții au devenit Idumei. Au fost izgoniți de nabateieni din sudul Iordaniei de astăzi. S-au așezat în sudul Israelului, au ocupat Hebronul, a devenit capitala lor și acum sunt recunoscuți în istorie ca și idumei, terminologie grecească. Cine este din idumeia? Irod. Irod. Vă duceți aminte când Esau, Domnul s-a dus la tatăl său Iacov și a zis, nu mai ai nicio binecuvântare? Și a zis așa. Aceste cuvinte vei sluji fratelui tău, dar te vei ridica cu sabia împotriva lui și vei putea să scuturi pentru o vreme jugul fratelui tău. Ce s-a întâmplat? În anul 126, înainte de Hristos, marele preot și prinț Ioan Hircanus i-a obligat pe domiți din sudul lui Israel să se facă prozeliți iudei. Când însă romanii au transformat zona aceasta în provincie romană, i-au dat lui Irud dreptul să fie împărat peste toată Iudeia și peste Edomiți. Și în felul acesta, cuvântul Domnului din Geneza 49 cu 10, unde spune că Iuda va avea tot timpul un sceptru de domnie până când va veni șilo. Și când va veni șilo, toiagul de domnie se va îndepărta de la el. Pentru că acum vine, se naște Domnul nostru Iisus Hristos, se naște Domnul nostru Iisus Hristos, și vine Shilo, el este cel prevestit în Geneza 49 cu 10, și când el vine, toiagul de domnie s-a depărtat din Iuda, pentru că cine l-a luat? Irod. E domn. E domn. Edomiții au cooperat cu babilonienii lui Nebucadnețar și apoi mai târziu cu romanii la decimarea populației israelite și cea a lui Iuda. Iosifus Flavius a afirmat că edomiții s-au răsclat împotriva Romei și au fost nimiciți. 40.000 de edomiți au supraviețuit și le s-a permis de către Roma să se reorganizeze într-o grupare în care să nu-și piardă identitatea etnică. Ei s-au amestecat cu triburile arabe, ducând cu ei ura lor antisemită și păstând o oarecare identitate etnică, tot timpul, până astăzi. Și acum fiți atenți. Astăzi, corespondentul lor modern ale Edomului sunt palestinienii. Ați auzit bine. Palestinienii. Dacă istoria a pierdut urma edomiților, Biblia nu ne lasă în necunoștință de cine sunt edomiții. Haideți să vă dau câteva pasaje biblice, că atunci înțelegem terorismul mondial și de ce Urmează să se întâmple ce se va întâmpla, ce am să vă spun din cuvântul Domnului. Câteva argumente biblice care ne ajută la identificarea edomiților cu palestinienii de astăzi. De două ori în scriptură se folosește termenul compus Olam Ebach. Olam Ebach, care este tradus cu ură veșnică. Ură veșnică. Cele două texte biblice sunt Ezechiel 35 cu 5. Și Ezechiel 25 cu 15, am să le citesc primul pentru dumneavoastră. Zice așa, în Ezechiel 35 cu 5, către Edom, către Seir. Pentru că aveai o ură veșnică, aveai o ură veșnică și ai doborât cu sabia pe copiii lui Israel în ziua necazului lor, în vreme când nelegiuirea era la culme. Iar Ezechiel 25 cu 15 spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că filistenii și filistenii pe vremea ce erau numai ținutul Gaza. Ținutul Gaza, care există și astăzi, cinci orașe. S-au dedat la răzbunare, pentru că s-au răzbunat în și din adâncul sufletului voi să nimicească totul în ura lor străveche. Două lucruri trebuie să vederate aici. Seir sau Edom avea Olam Ebach, adică ură veșnică, avea, iar Filistia și-a însușit-o. De unde? Deci dacă citiți cu atenție aceste pasaje din Ezechiel, și-a însușit această ură. De unde și-au însușit-o? De la ceea ce o aveau. Cine o aveau? Edomiții. Cum astăzi însă, frași și surori, doamnelor și domnilor, fiți atenți la acest argument. Nici Edom, nici Filistia nu există național și geografic și fiindcă ura străveche anti-Israel, numai aceste două popoare o au în Biblie, Astăzi se poate vedea acest adevăr în palestinienii care locuiesc în Gaza. În palestinienii care locuiesc în Gaza. Pentru că ei reprezintă edomiții din vechime cu care Domnul trebuie să se răfuiască, pe care trebuie să se răzbune. În textul ebraic din Ezechiel 35 cu 5 se spune că barbaria din adâncul sufletului să, săvârșit împotriva evreilor a avut loc atunci când păcatul lui Israel a fost ispășit când păcatul lui Israel a fost ispășit. Am să vă citesc în limba engleză. Fiți atenți pentru că este foarte important acest pasaj biblic și înțelegeți uh, terorismul de astăzi. Because you have because you have had an ancient olam hatred ebah and have shed the blood of the children of Israel by the power of the sword at the time of their calamity când when their iniquity came to an end când s-au răzbunat când s-au răzbunat, când pedeapsa lui Dumnezeu peste Israel a ajuns la capăt. Adică ce vrea să spună Dumnezeu prin Duhul Sfânt? Este următorul lucru, ca să vă explic profeția. Dumnezeu a vrut să spună următorul lucru. Pentru neascultarea lui, Israel va fi pedepsit. Pentru neascultarea lui cea mai mare, că l-au respins pe Mesia, va fi pedepsit cel mai tare. Generații, așa cum au spus, sângele lui să, cabă, să cadă asupra copiilor noștri. Generații de evrei vor suferi. Însă, frași și surori, doamnelor și domnilor, pedeapsa lui Dumnezeu aici pe pământ nu este fără măsură. Totul are un sfârșit, inclusiv pedeapsa. Israel a plătit prețul final al respingerii lui Isus în timpul holocaustului hitlerit hitlerist. Israel a plătit prețul final al respingerii lui Isus în timpul holocaustului hitlerist după profeția lui Ezechiel din Valea Oaselor, Ezechiel 37, 1 la 23. Aici sunt învederate patru adevăruri. Readucerea lui în Canaan după ce a suferit până au ajuns numai oase, Domnul va fi din nou Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul lui, pentru că a fost o vreme, când a spus Israel nu va mai fi poporul meu, dar când îl aduc înapoi în țară devine poporul meu. 3. Israel va fi absolvit de toată vina. Versetul 23 din Ezechiel 37 spune că după aceste timpuri, când ai ajuns valea oaselor, nu vei mai avea vină. Țineți minte acest lucru. Asta e cheia. Israel nu va, fi, nu va mai fi zgonit din Canaan, pentru că în Amos 9 cu 15, cuvântul Domnului spune așa, îi voi sădi în țara lor asta citiți, îi voi resădi în țara lor și nu vor mai fi smulși din țara pe care le-am dat-o, zice Domnul Dumnezeul tău. Însă venirea lor, a lui Israel în Canaan, a fost întâmpinată cu ură de poporile arabe din jur. Egiptul, Siria, Libanul, Arabia Saudită, Iordania și Irakul au atacat pe Israel în 49. Apoi la fel au făcut-o în 56, în 67 și 73. De fiecare dată însă au fost înfrânți. Și popoarele arabe, islamice, au ajuns la concluzia că într-adevăr Domnul este cu Israel și că Israel, după profeția din Ezechiel 37 cu 10, a ajuns o mare oștire. Pentru că spune, am văzut o vale plină de oase, o vale plină de oase și după ce a suflat Dumnezeu peste ele Duhul Său, spune și zice acestea sunt casa lui Israel, care a spus nu mai este viață noi, spune s-au făcut o știre foarte mare. O știre foarte mare. Ei acum când au ajuns o știre foarte mare, aici este cheia. Popoarele arabe din jur au schimbat tactica împotriva lui Israel. Au zis nu mai facem război cu Israel, că și așa nu-l putem înfrânge. Însă avem o tactică nouă și tactica nouă este terorismul. Și acum au ascultat și spune Ezechiel. Pentru că te-ai ridicat cu save spune e Domnului, împotriva poporului meu, cu ură veșnică, atunci când nu trebuia, când eu am ispășit pe deapsa lui și l-ai omorât în chipuri groznice, în chinuri groznice. de aceea mă voi răzbuna pe tine. Pentru că uitați ce spune profetul Obadia și Ieremia în dreptul e Domnului, dumneavoastră citiți acum palestinienii și am să vă dau și alte argumente să vedeți că ei sunt acolo. Ieremia 49 16 spune așa, groaza ta sau conștiința că inspiri groază sau teroare de la ebraicul tiflețet, Mândrie inimii te-au omăgit pe tine care locuiești în crăpăturile stâncilor, care te-ai așezat pe înălțimea dealului. Chiar dacă îți faci cuibul în ca vulturul, de acolo te voi da jos, zice Domnul. În textul englezesc citim următorul. The terror you inspire and the pride of your heart have deceived you. Care este cuvântul? Teroare. Pentru că și-au schimbat tactica. Deci terorismul este arma zilelor din urmă, când Israel și-a ispășit pe deapsa din partea lui Dumnezeu după ce l-a respins în final pe Isus Hristos. Și când Israel și-a ispășit pe deapsa, lumea islamică nu mai are voie să lovească în Israel, nu mai poate armată și lovește cu terorism. Și pentru că Israel este susținut de lumea creștină, lovește în civilizația iudeo-creștină, de aceea lovește în American, lovește în Europa, lovește în orice creștin. Și acum, frate și surori, doamnelor și domnilor, să ne uităm la câteva detalii care ne arată că e Edomul face lucrul acesta, dar cum Edomul nu există acum național, nu? Și numai Edomul avea ură veșnică și cu Filistia, dar nici Edomul, nici Filistia nu, are, nu mai există ca și state etnice. Cum am spus, Edomul s-a amestecat cu arabii, însă și-a păstrat o oarecare identitate și pentru că Edomul și Filistia au ură veșnică, nemai fiind, iar în Filistia, în Gaza, stă populație uh, islamică, palestiniană, ei sunt aceia care reprezintă Edomul din zilele noastre. În Obadia, cuvântul Domnului spune așa, din pricina violenței pe care ai făcut-o împotriva fratelui tău Iacob. Și violența este Hamas. Violența este Hamas. Unde locuiește Hamas în aceste zile? Unde locuiește? În Gaza. În Gaza, nu vă fie frică. Nu facem politică în biserică, nu spunem lucrurile cum le-a spus Domnul cu mii de ani în urmă. În Gaza. În timpul scrierilor profețiilor lui Leobadia nu exista așa ceva. De aceea vorbește despre un popor uh, la viitor. Și acum câteva detalii. Edomiții, palestinienii, ei se motivează că ce fac ei este bine și că ce fac ei este de origine divină. Hai să vă, să vă dau detaliile pe care le folosește Obadia și Ieremia. În Obadia 1 cu 4 și Ieremia 49 cu 16 este acest detaliu introdus. Vulturul. Spune. Chiar dacă te vei, te, vei, te vei ridica deasupra ca vulturul, așa îi spune lui Edom. În Biblie vulturul are patru semnificații. Prima. Vulturul vorbește despre tăria credinciosului, Isaia 40 cu 31. Doi. Vulturul vorbește despre binecuvântare divină, Exod 19 cu 3 la 4. Te-am purtat ca pe aripi de vultur. Trei. Vulturul vorbește despre aspect militar în Biblie. Ieremia 48, 40 la 44. Căci așa vorbește Domnul. Iată că vrăjmașul zboară ca vulturul. Își întinde aripile deasupra moabului. Cheriotul este luat. Cetățuile lui sunt cucerite. Moabul este distrus. Cum zboară vulturul? Este un atac militar cu forțe de care? Aviație! Și patru? În Biblie, vulturul este pasăre de pradă. Vulturul este pasăre de pradă, totdeauna caută stârvul. Termenul folosit aici este stârvul. Chiar dacă vei, fi ca un vultur care își face cuiburi între stele, vulturul zboară cel mai sus. Și ați văzut show pe Discovery Channel, nu? Că pocuieți se uită acolo. Așa. Uh, ia și eu mă uit. Asta că și eu sunt pocăit. Uh. Vulturul se ridică la înălțimea cea mai mare și de acolo pentru că are vedere binoculară. Deci el vede cu lentile binoculare și poate să-și aducă aproape și de departe imaginea. El vede hoitul, mortăciunea și se aruncă asupra ei să o mănânce. Ascultați cu atenție CNN, ascultați cu atenție Fox News, citiți presa, orice vreți să citiți dumneavoastră. Declarațiile Hamas sunt acestea ne bucurăm ori de câte ori vedem un israelit mort. Dacă îl vedem viu, ne aruncăm asupra lui să devină un hoit. Ați văzut detaliul pe care îl introduce despre Domnul, despre palestinieni, cuvântul Domnului? Chiar dacă vei fi ca un vultur. Deci, preocuparea este moartea. Doi, crăpătura stâncii. Spre chiar dacă îți vei face cuib, și te vei ascunde în crăpătura stâncii. Frași și surori, este obadia 1 cu 3, Ieremirea 49 cu 16. Frași și surori, doamnelor și domnilor, crăpătura stâncii în Biblie este semnificativă pentru protecție divină. Pentru protecție divină. Unde a fost ascuns Moise? În crăpătura stâncii, când l-a văzut pe Domnul. Unde a fost ascuns Ilie? În peșteră, în crăpătura stâncii. Observați conotația pe care o folosește, este foarte, foarte, foarte frumos este cuvântul Domnului în Obadea și în Ieremia. Este același pasaj. Deci încă o suntem Obadea între capitolul și Ieremia 49, de la 16 în jos. Spune, chiar dacă te vei ascunde în crăpătura stânge, cu alte cuvinte, chiar dacă tu crezi că spatele tău este protejat divin, și în Coranul islamic scrie negru pe alb. Deja se străduiesc politicienii de la Washington, de la Roma și de la Moscova și de la Brussels să spună că islamism, islamism este o religie a păcii. Nu este o religie a păcii, este o religie drăcească, demonică. În Coran scrie negru pe alb. Unde vei vedea un evreu omoră-l, Unde vei vedea un creștin care este prieten cu evreul l Trebuie să vină timpuri, scrie în Coran, lucrul acesta. Vi-l aduc să-l citiți, de traduc în limba română. Unde va veni vremea când evreii și creștinii se vor ascunde după câte o piatră, spune. Și piatra va striga. Islamistule, aici este un evreu, aici este un creștin, vină și îl omoră. I'm sorry. Asta nu este religia păcii. Nu este religia păcii. Cui între stele. Este următorul argument. Și zice, chiar dacă ți-ai face cuib între stele, cu alte cuvinte, ce vrea să spună Obadea și Remie este următorul lucru. Edomiții, înțelegeți palestinienii din Gaza de astăzi, pentru că la ei s-a dus această ură, ei o au. Edomiții, palestinienii de astăzi, spune, vor, uh, vor pretinde că inspirația lor este de la Allah. Stelele în Biblie sunt simbolice pentru îngerii lui Dumnezeu. De exemplu, Dumnezeu îl întreabă pe Iov, unde erai tu când i-au făcut lumea și stelele dimineții, îi un strigă de bucurie, toți îngerii Dumnezeu cântau. Despre cine vorbește? Despre îngeri. Despre îngeri. Și chiar dacă ți-ai face cuib între stele, cu alte cuvinte, cu toată pretenția ta, și o să vezi concluzia din Psalmul 83, cu toată pretenția ta, e domule, că tu ce faci este divin. Eu nu te-am inspirat să fii răzbunător, nu te-am inspirat să pedepsești pe nimeni. Eu am pus pe nebuca în țară să pedepsească pe, pe, Israel, pe Iuda. Dar tot așa o limită. Eu am pus poporele să-i pedepsească pe Israel, dar tot așa o limită. Tu ai inventat o armă acum, o armă numită teroare, terorismul. Și lovești pe Israel când el și-a ispășit pedeapsa. Ei, din pricina aceasta, pentru că îți place să-l vezi ca pe un hoit, am să mă răfuiesc cu tine și am să mă răfuiesc amarnic. Și cuvântul Domnului spune cum? Tu vei pieri Ezechiel 35 cu 5. Pentru că avea o ură veșnică și ai doborât cu sabia pe copiii lui Israel în ziua necazului lor, când nelegiuirea lor a fost ispășită, de aceea așa vorbește Domnul, de sabia poporului meu Israel vei fi nemicit îmi voi răzbuna pe Edom prin poporul meu Israel. El va face Edomului după mânia și urgia mea, ca să vadă răzbunarea mea, zice Domnul Dumnezeu. Obadia 1 cu 6 la 10. Vai ce scormunit este Esau, cum i s-au descoperit comorile. Toți cei uniți cu tine te-au izgonit înapoi până la hotar. Atenție la text. Prietenii tăi te-au înșelat și te-au stăpânit. Cei ce mâncau din pâinea ta ți-au întins curse pe care nu le-ai băgat în seamă. Oare, zice Domnul, nu voi pierde eu în ziua aceea pe Edom și toată priceperea din muntele lui Esau? Ba da, dar cum vă va face? Psalmul 83, versetul 1 la 18. În vedere că timpul este înaintat, n-am să citesc pasajul, dar dacă veți citi, veți citi psalmul 83, aici îl găsim pe Edom. Veniți, zic ei, să-i din mijlocul neamurilor pe evrei, ca să nu se mai pomenească numele lui Israel. Se strâng toți cu o inimă. Fac un legământ împotriva ta. Corturile lui Edom. Ismaeliții, Moabul și Hagareniții, Gebal, Amon, Amalek, Filistinii cu locuitorii Tirului. Asiria se unește și ea cu ei și își împrumută brațul ei copiilor lui Lot. Haideți să vă traduc ce se întâmplă în viitorul foarte apropiat și poate începe din anul acesta chiar. O coaliție arabă se va forma din nou împotriva lui Israel. Această coaliție va fi instigată de Edom. De Edom. În coaliția aceasta va face parte, spune aici cine? Ismaeliții, este Arabia Saudită. Moabul este Iordania. Hagareniții este nordul Egiptului. Gebal este sudul Libanului. Amon este centrul Iordaniei. Amalek este nordul Iordaniei. Filistenii este Gaza de astăzi. Locuitorii Tirului este nordul Libanului. Asiria se unește cu ei, asta e Siria. Și împrumută brațul ei fiilor lui Lot, iordanienilor, adică palestinienilor. Deci, Iordania, Siria, Libanul, Arabia Saudită, Egiptul vor face această coaliție. Și uitați cum vede Dumnezeu această coaliție. În această coaliție, din psalmul 83, care se va întâmpla în zilele care urmează, în viitorul apropiat și poate începe din anul acesta. Edomul are mai mulți aliați. Spune Obadia 1 cu 7. Spune toți cei uniți cu tine. Și am văzut cine sunt acești aliați. Am auzit țările. Apoi, Edomul zilelor din urmă, spune cuvântul Domnului, nu este o țară organizată, ci ați văzut cum începe, zice, corturile Edomului. Deci nu este o țară organizată. Cum este Palestina? Cum sunt palestinienii considerați astăzi? Un popor refugiat. Statutul lor în ONU este un popor refugiat. Statutul lor în ONU este acesta, popor refugiat. Corturile e Domnului. Pentru că cortul înseamnează încartuire militară. Apoi cuvântul Domnului spune în Obadia 1 cu doi. Iată te voi face mic printre neamuri, vei fi cel mai disprețuit. Deci îi spune, e domnul palestinenii, nu vor fi un stat, ci vor fi un popor disprețuit, pentru că ei sunt arabi din diferite țări arabe, refugiați în Israel. Dar mai spune, mai spune o ceva, ce toți aliații tăi te-au împins până la hotar. Haideți să traducem să se explicăm profetic. Toți aliații tăi te-au împins până la hotar. Deci ești cel mai mic, nu ești un popor, ești, ești numai în cort, ești refugiat și ești împins la hotar. La care hotar? La hotarul lui Israel. Deci ești o marionetă în mâna acestor state arabe. Apoi cuvântul Domnului continuă și spune, pe lângă aceasta, inspirația pe care tu o ai este demonică, pentru că tu crezi că faci lucruri... Uh, inspirate de sus. Dar cuvântul Domnului în Salmul 83 vine și spune așa la sfârșit. Urmărește-i cu furtuna ta și bagă groaza în ei cu vigelia ta. Acoperele fața de rușine ca să caute numele tău, Doamne. Să fie rușinați și îngrojiți pe vecie, să le roșească obrajul de rușine și să piară. Ca să se știe că numai tu, al cărui nume este Domnul, tu ești cel prea înalt pe tot pământul, nu Allah nu Allah. Ăsta este scopul. Să nu mai fie motivația aceasta că noi suntem motivați de Coran, noi suntem învățați de Coran, suntem învățați de Allah, de stele, de ceruri, de îngeri. Și atunci, datorită acestui comportament, Domnul se va răzbuna pe Edom. Ia auzit ce spune eu el, 3, 19 la 20. Egiptul va ajunge un pustiu, Edomul va ajunge o pustie stearpă, din pricina sâlniciei, Hamas, scrie în Biblie, făcute împotriva copiilor lui Iuda, al căror sânge nevinovat l-au vărsat în țara lor. Ieremia 48, 49 cu 48, 10. Fugiți, dați dosul, plecați în peșteri locuitorei de Danului, Arabia Saudită. Căci voi, că voi aduce nenorocirea peste Esau, peste Dom, la vremea când îl voi pedepsi. Eu însum voi despuia pe Esau. Ei voi descoperi ascunzătorile și nu va mai putea să se ascundă. Copiii lui, frasului, vecinului vor pieri și el nu va mai fi. Auziți, devuetul căderilor căderii lor se cutremură pământul, este atac militar, puternic. Strigătul lor se aude până la Marea Roșie. Iată, ca că vulturul înaintează și zboară, își întinde aripile peste boțra și nimicește cu desăvârșire vitejii Edomului. Este un atac militar puternic pe care îl va face Israel. Ezechiel 36, 1 la 7. Ia auzi acesta cât este de, de, de uh, revelator pentru aceste zile, pentru că vrem să cunoaștem unde ne găsim în profeții. Tu, fiul omului, profețește asupra munților lui Israel și spune, munța lui Israel, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Auziți. Pentru că vrăjmașul a zis despre voi, ha, ha, aceste înălțimi veșnice au ajuns moștenirea noastră. Prorocește și zi. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Da, pentru că din toate părțile au voit să vă jefuiască și să vă înghită, ca să ajungeți moștenirea altor neamuri și pentru că ați fost de bat jocuri și de ocarea popoarelor, de aceea munții lui Israel, ascultați cuvântul Domnului Dumnezeu, așa vorbește Domnul Dumnezeu, da, în focul geloziei mele vorbesc împotriva celorlalte neamuri și împotriva întregului Edom, nu pentru care coaliție, care și-au însușit țara mea și s-au bucurat din toată inima lor și cu tot disprețul sufletului lor ca să-i jefuiască roadele. Îmi ridic mâna și jur că neamurile care vă înconjoară își, își vor purta ele înșe, însele o cara, zice Domnul. Cred că este mai clar decât la CNN, nu? Și de, decât la Fox News. Frașii surori, doamnelor și domnilor, în lumina celor afirmate, trebuie văzut că situația contemporană și în care intrăm, repetând încă o dată, chiar dacă guvernele țărilor au luat politica administrației Statelor Unite să nu folosească termenul terorism, asta este problema cu care suntem confruntați. Dar de ce se evită limbajul acesta? Pentru că omenirea tinde spre globalism. Spre globalism. Ce însemnează acest globalism? Însemnează o dictatură absolută. Dictatură absolută. Și ce înseamnă această dictatură absolută? Am să vă dau un exemplu care s-a întâmplat în noiembrie anul trecut. Uniunea Europeană, printr-o elite de politicieni, nu toți, o elită numai, e care mișcă din umbră toate lucrurile. Au scris Constituția Europei. Au zis, o supunem votului popoarelor, țărilor care formează Uniunea Europeană. Au dat-o Irlandei și au dat-o Franței. Au respins-o. Elita a zis, nu este bine. Nu mai dăm noi la popor. Dăm tuturor guvernelor să o ratifice Constituția. Și cu manevre politice a răsucit mâna tuturor guvernelor și au ratificat Constituția. Ultima țară care a ratificat Constituția Europei a fost Cehia, în octombrie anul trecut. În octombrie anul trecut. Pentru că apoi, la 19 noiembrie 2009, în mod secret, această elită politică a numit pe primul președinte al Europei, în persoana primului ministru al Belgiei, domnul Herman von Rompuy. Ați auzit știri? Nu. De ce? Pentru că globalism nu înseamnă democrație, cum se bate la CNN. Globalism înseamnă dictatură, numai când cineva dictează, așa se face. Și elita aceasta, care manipulează din urmă, știe să controleze știrile. Chiar dacă o să vorbesc o oră și de 20 de minute, sper că nu vă obosiți tare astăzi, suntem la începutul anului. Am să vă dau o știre. La 12 mai 2008, un puternic cutremur de pământ a avut loc în, în provincia Sichuan din China. Guvernul Chinei a spus 10.000 de morți. În realitate au fost aproape 65.000 de morți. Problema a fost că n-a fost un cutremur de pământ. Ci problema a fost următoarea. De aia n-ați auzit în știre nimic. Problema a fost următoarea. În Sichuan, în munții de acolo, de sub adânc în pământ, este cea mai complexă bază militară nucleară a Chinei. O explozie puternică a avut loc la centrul nuclear de acolo de sub munte și pe o rază de aproape două maile muntele a fost retezat. Peste 60.000 de oameni morți radiației teribile. Dacă se întâmpla în America sau în Israel, toți politicienii țipau. Cred că sunteți convinși. Ei, dacă s-a întâmplat în China, știți, s-a în Rusia, au controlat știrea. Ca să nu se cunoască. Când se întâmplă evenimente care se, se petrec sub ochii tăi, sub ochii mei și îți arată drumul pe care mergi, suntem mai aproape de terorism, mai aproape de un atac împotriva lui Israel, mai aproape ca oricând. Diavolul vine și de la oameni o preocupare pseudo Ai auzit de extraterestri? De farfurii zburătoare? Da, am auzit. Și în bucătărie la Moșion le-a aruncat. Yeah. Nu, mergi mai departe. Când veți vedea aceste lucruri, spune cuvântul Domnului, să vă ridicați privirea în sus, că izbăvirea voastră este aproape. În concluzie. Ce se poate prevede în 2010 sau imediat după 2010? Înainte de răpirea biserice, frașoră, domnilor și domnilor, se vor întâmpla următoarele lucruri. Primul, poate anul acesta, un posibil atac al lui Israel asupra instalațiilor nucleare ale Iranului pentru a-i curba Iranului capabilitatea de anihilare a poporului Domnului și a lovi vestul. Deci vom putea asista anul acesta la un atac al Israelului asupra Iranului. Instalație nucleare. Pentru că uitați iară globa globaliștii care manipulează știrile, nici despre știrea aceasta care am să vă spună cum n-ați auzit. În august 21 2008, vasul iranian, cargoul ir iranian numit Iran de Iran de A plecat din China, sub culorile Iranului, bună oară spre Rotterdam, Olanda, cu 45.000 de, de tone de minereu. Când au ajuns între Yemen și Somalia, în capul Africii, The Horn of Africa, pirații aceștia somalezi care fac ravagii prin aceste ținuturi au acostat cargoul. Măcar că era fratele lor, costeagul lor pe el acolo, iranieni. Pentru bani. 25 de pirați s-au urcat, au atacat armat cargoul, s-au urcat, l-au imobilizat pe capitan și au început să caute să vadă dacă este ceva de valoare, că atunci cer mai mult, nu? Despăgubire în timp de o săptămână, după ce s-au urcat pe vapor și au reușit să intre într-un cargou, într-un cargou care era închis, hermetic, 16 din ei au murit subit cu arsuri puternice pe piele și cu căderea părului. Vasul a ancorat în Somalia și ministrul somalez de, al petrolului a trimis o echipă specială să margă să vadă ce acolo. Alți șase pirați au murit între timp. Cumva Guvernul Statelor Unite a reușit să intre în legătură și să se ducă ei și să inspecteze. Ce credeți că au găsit? În saci de nisip, minereu de uraniu, înconjurat cu exploziv foarte puternic și cu instalații care puteau fi activate prin telecomandă, de la distanță. Interogat, capitanul, a făcut, capitanul Vasul a făcut următoarea declarație. Venim din Iran, chipurile am plecat din China ca să mergem în Rotterdam, să intrăm prin canalul Suez, să ieșim în, în Marea Roșie, nu, și să mergem în Marea Mediterană, până în Marea Nordului. Iar când ajungeam în Marea Mediterană, declaram o defecțiune de urgență la vas, ca să putem să ancorăm în Tel Aviv sau în Haifa. Odată ce primeam aprobarea, că statele trebuie să coopereze între ele, să ancorăm că avem avarii de urgență la motoare, echipajul meu sărea în apă, vasul se ducea spre port și de la distanță aveam primul atac nuclear asupra Iranului, asupra Israelului. Primul atac nuclear asupra Israelului. Dumnezeu a intervenit. Israel trebuie să-și apere ființa națională valovi Iranul. Următorul pas. Ce vom vedea în anul acesta? Guvernul american va scoate și el pe internet și în presă legăturile pe care le are cu extraterestri. O să auziți de Roswell mai mult, de OZN-uri și o să vedeți farfurii numai în bucătărie. O să vedeți și în altă parte. 3. Urmarea îngenuncherii nucleare a Iranului. O coaliție arabă, manipulată de Edom, de palestinieni, se va forma imediat împotriva lui Israel, Psalmul 83, ca să-l desfințeze pe Israel ca națiune și să nu mai existe. Riposta lui Israel de data aceasta împotriva lor după Psalmul 83 va fi definitivă va anihila statul Iordaniei, regatul Iordaniei, Siria, Libanul, Arabia Saudită și Nordul Egiptului. Amanul și Damascul vor cădea, spune Ieremia 49, 19 la 24, Isaia 17, 1 la 2, Ieremia 49, 1 la 3, vor cădea cu desăvârșire și se va împlini cuvântul pe care teologii ăștia și-au bătut mintea să-l înțeleagă când Gog va veni împotriva lui Israel, spune, toți lucreau liniștiți în casele lor, liniștiți, fără grijă și fără ziduri. Ce însemnează aceasta? În sfârșit Israel se va relaxa, pentru că nu va mai avea vecini în jur care să-l tulbure. Va sta fără grijă, fără ziduri, fără granițe. Între timp, Următorul pas care se întâmplă profetic este acesta. Cu asistența Rusiei, Ezechiel 38 și 39, Iranul se reface militar și Gog va veni împotriva lui Israel să se răzbune pentru puterea pe care o are Israelul. Și acum să vă spun ceva ce o să vă șocheze. Înainte să fie răpirea Bisericii la cer, va fi acest război. A lui Gog. De ce? Pentru că în cuvântul Domnului, Ezechiel spune în 39, cu 9, că șapte ani Israel va uh, arde uh, armele lui Gog. Șapte ani. Dar acum dați-mi voie să vă spun următorul lucru. În timpul necazului celui mare, primii trei ani și jumătate, Israel este partener cu anticrist. Sunt parteneri egali. În a doua parte, ultimii trei ani și jumătate, când anticrist intră în templu și cere să îi se închine și spune că el este Dumnezeu, Israel trebuie să fugă să-și scape viața. Însemnează că numai trei ani și jumătate are timp să îngrope. Și să ardă armele capturate de la ruși și de la iranieni. De aceea are nevoie de trei ani și jumătate înainte de, uh, înainte de uh, a începe necazul cel mare, ca să aibă șapte ani în total. Nu știu dacă m-am făcut înțeles, puteți să înțelegem. Și atunci lucrurile vor sta în felul următor. Este posibil ca biserica să fie repită la cer, simultan cu războiul lui Gog. Trei ani și jumătate după ce Gog este nemicit, și lumea este înderută. Israel este cea mai mare superputere militară din lume. Trei ani și jumătate în Europa vom asista la o ascensiune furtunoasă a unui lider care la un moment dat va zice, eu sunt liderul Europei. Trebuie să crească. Are nevoie de un pic de timp să crească. Pentru că spune, nu va crește prin războaie, ci prin vicleșuc, prin înșelăciuni. Are nevoie de o perioadă de timp să crească și. Răpirea Bisericii la cer nu semnează neapărat începutul necazului celui mare. Răpirea Bisericii la cer, începutul necazului celui mare este semnarea contractului de pace dintre Anticrist și Israel pe șapte ani. Este nou pentru dumneavoastră, este greu de înțeles, dar lucrurile așa se uh, descoperă din cuvântul Domnului. Când se întâmplă acestea? Din anul acesta. Din anul acesta. Ce însemnează aceasta, frașe și srău, doamne și domnul? Însemnează că venirea Domnului nostru Iisus Hristos este foarte aproape. Argumentul care este, uite, inclusiv terorismul este un argument. Terorismul este un argument, este arma vremurilor din urmă, de dinaintea venirii Domnului. O spune cuvântul Domnului de ce o spun și eu din acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și este arma folosită împotriva lui Israel după ce Dumnezeu și-a încheiat socotelele de pedeapsă cu Israel. Sigur, Israel va trece prin ecaz, dar fenomenul la care asistăm acum este acesta. E pe care trebuie să-l identificăm cu palestinienii pentru ura lor veșnică, când mai e două au avut în Biblie și palestinienii locuiesc în Gaza, deci Gaza avea această ură veșnică, Edomul lucrează din umbră. de aceea, dacă mai citiți cu atenție pe Obadea și pe Ieremia, spune, cei ce mâncau din pâinea ta, te disprețuiesc, te-au înșelat pe tine, te-au te -au manipulat. Ce ce din pâinea ta? Pentru că uitați care este efortul Statelor Unite, efortul Rusiei, efortul Națiunilor Unite, efortul Europei. Miliarde după miliarde de dolari date palestinienilor. Și miliarde și miliarde de dolari date poporilor arabe din jur care lucrează și fac eforturi pentru menținerea păcii. Cei ce mâncau din pâinea ta, e domnule. După, după el trăiesc bine, toți arabii din jur. Toți arabii. Egiptul primește 3 miliarde de dolari anual, Arabia Saudită pe, pe lângă care petrol primește aproape tot atâția, Iordania primește 750 de milioane de dolari anual și Siria, care este vrăjmașul de moarte al Americii până la 350 de milioane de dolari anual primește ca să lucreze la pacea palestinienilor, edomului. Trăim vremuri interesante, vremuri foarte uh, profetice, vremuri care uh, mie îmi vorbesc, m-au făcut să văd, să înțeleg, vorbesc și altul lucrători al lui Dumnezeu, vremuri pe care noi trebuie să le cunoaștem. Mulțumesc domnului Cosmerenic că mi-a pus pe inimă să pot să cercetez aceste cuvinte și să pot să le împărtășesc cu dumneavoastră. Nu le-am spus cu aroganță sau cu mândrie, ci le-am spus cu bucuria unui om al lui Dumnezeu care a descoperit adevărul. Și noi trebuie să cunoaștem adevărul pentru ca să știm să fim vegători. Cum am spus și cum spune cuvântul Domnului. Când veți vedea aceste lucruri împlinindu-se și uitați că se întâmplă sub ochii noștri. Cel puțin acest eveniment este foarte posibil să înceapă din anul acesta. Israel să lovească instalațiile militare iraniene și de aici încolo se declanșează toate. Terorismul a început, instalațiile militare trebuie să lovite. Israel trebuie să se apere. Previn numai la acest aspect, care se poate întâmpla chiar în anul acesta, nu întâmpla, care poate să aibă loc chiar în anul acesta, că nu se întâmplă, că ele au bloc, după cum le-a vorbit domnul, atunci celelalte evenimente se, reped, se desfășoară cu repeziciune. Poporul Domnului trebuie să cunoască aceste lucruri, poporul Domnului trebuie să fie gata să-L întâmpine pe Domnul nostru Iisus Hristos, poporul Domnului Biserica trebuie să se roage pentru Israel în vremea aceasta și orice lucrător creștin să scape de simțământul acela antisemit și de expresiile acelea denigratoare la adresa evreilor, Poporul Domnului trebuie să-și ridice ca și Israel privirea în sus, și împreună cu Duhul Sfânt al Dumnezeu să spună cu bucurie, vino Doamne Iisuse. Amin.